Puțin copii mai primesc jucării sau câteva bancnote pentru notele bune ori pentru curățenia din cameră. Părinții le cumpără mai nou tokens sau coins, pe înțelesul tuturor, bănuți virtuali. Ai auzit de Roblox? M-am jucat. Cum ți s-a părut jocul? Nici știu. La fel ca acest băiat, 52 de milioane de persoane sunt active zilnic pe Roblox. Jumătate dintre ei sunt copii care au sub 13 ani. Jocul video multiplayer, care are încasări anuale de aproape 2 miliarde de dolari, le permite să își creeze, cu ajutorul monedelor, propriile jocuri și personaje. Acești bănuți se le permit lor să-și upgradeze personaje, să-și upgradeze medium în care se joacă, să le dea mai multe puteri, mai multe avantaje în competițiile în care se află. Cei care se joacă se folosesc de această opțiune de a cumpăra. Și atunci, da, obțin rezultate mai rapid decât dacă ar sta să se joace multe ore pentru a ajunge la același nivel. Așa se explică faptul că părinții dau sume colosale pentru monede precum Robux, Minecoins, V-Bucks sau Pogcoins. Poate unii părinți alocă 200-300 de lei pe lună, alții câteva sute de euro, depinde de puterea părintelui și de interesul copilului. Doar aș vrea să fie el fericit și mulțumit. Și bineînțeles să nu fie expus unor pericole, pe acolo este limita pentru mine. Limita dintre lumea reală și cea virtuală este extrem de fină, iar mulți copii nu au capacitatea să facă diferența. Pentru mulți însă există o transformare totală a realității și vor avea tendința să-și ducă mintea în acea lume fantastică, pentru că cu cât vârsta este mai mică, cu atât aceste lucruri se întâmplă mai des. Ei practic își mută nevoia de a fi în centrul atenției, de a fi cât mai puternici în mediul online și vor avea tendința să-și achiziționeze cât mai multe avataruri sau anumite costumații pentru avatar lor, doar pentru a fi în fața prietenilor, de a fi mai importanți și mai valoroși decât prietenilor de joacă. Cel mai greu este să te oprești din joc. Cum mulți copii nu au măsură, părinții sunt responsabili să impună limite și reguli clare.